Banea încearcă să se întoarcă cu fața la poartă, este deposedat de Tomaș Ivan. Recuperează Ganea în poziție bună, șutul lui Ganea în pieptul lui Dudek. Acțiunea nu s-a încheiat, din nou Ionel Ganea în care reușit șut cu piciorul și este 1-0. Excelentă reușită a lui Ganea, șut cu piciorul drept, portarul Dudek nu a mai putut interveni. Așteptăm să vedem reluarea acestei faze. Vedeți insistența lui Ionel Ganea, care a câștigat un balon la 20 de metri de poartă, a șutat în prima fază în pieptul lui Dudek. Tot el a recuperat mingea, nu a vrut să combine cu nimeni, a șutat din întoarcere la colțul scurt cu piciorul drept și l-a învins pe golkeeperul lui Liverpool. Dudek își aranjează zidul, distanța este destul de mare, nu știu dacă Dorinel va trimite direct spre poartă. O face Mutu în careu, îl driblează pe Dudek și este 2-0! Este 2-0, bravo Adi, al doilea său gol regulamentară se vede pe această reluare. Dudek trimis la semințe, cum se spune. Și din spatele porții, foarte bun jocul lui Adi. Excelent dribblingul. Și este 2-0, minutul 37. Lovitura liberă pentru polonezi. Se trimite în careu pentru Haito. Și este gol. Gol reușit de Haito, Tomaș Haito. De la Schalke 04, al șaselea său gol în reprezentativă. 2-1. Iordănescu își ceartă din nou jucătorii. Este minutul 86.